V-am promis că o să discutăm despre alimentația de toamnă și chiar dacă o să fie puțin greu, pentru că tocmai ce am discutat cu invitatul de astăzi despre humus și, na, e dimineața, am mâncat ceva, dar nu suficient. La mine niciodată nu e suficient când mănânc dimineața, dar vorbim despre alimentația de toamnă, cum ne pregătim corpul să facă această tranziție, alături de nutriționistul Wasim Nazer. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am înțeles că vorbim despre varză. E varza un aliment pe care să-l căutăm în piețe în această perioadă de toamnă? Da, este un aliment foarte important să-l căutăm. Trebuie să căutăm tot ce apare în sezonul de toamnă. E o regulă, e foarte importantă, să consumăm ce apare în sezonul respectiv. Ce găsim în piață acum? Găsim varză, trebuie să consumăm foarte multă varză. E plină de vitamine, nu te îngrașă și statuioasă. Avem dovleac de toate felurile. Și asta e un element foarte, foarte important în perioada asta. De fapt, tot ce găsești în piață, ea te pregătește pentru iarnă. De exemplu, dacă vorbim de dovleac, e plin de vitamine. Are vitamine care te ajută pe complex de P-uri. Poți să-l folosești. În general, noi nu îl folosim foarte mult și asta e o problemă. Poți să faci supă de dovleac din el. Dovleacul trebuie să-l consumi cu totul. Semințele de dovleac sunt foarte, foarte sănătoase. Dovleacul în sine, poți să-l folosești și ca desert. Deci e o masă completă. Poți să mănânci și desert, masă principală și... Ai zis desert. Ce facem noi cu dovleacul? Putem să facem o plăcintă cu dovleac sau nu da, prea? Ba, da. Avem voie? E ok? Putem să folosim foietaj? Deci noi, dacă nu suntem într-o dietă, da, e perfect. Dar să consum, să fie mai mult dovleac, puțin un strat mic de făină, ce se pune acolo, platul ăla, și încercăm să nu folosim foarte mult zahăr, să folosim mai multă miere. Sau să punem, pur și simplu, dovleacul normal în cuptor și peste el scorțișoară și miere. Da. E perfect. E un desert perfect care nu are foarte multe calorii, e foarte, foarte sănătos și, noi, în general, dovleacul e pus mai la margine, la colț. Folosim doar de Halloween decor. Exact. La asta mă gândeam, că pe vremuri bunicii mâncau la țară dovleac și după ce a venit globalizarea, noi cumpărăm dovleac doar ca să-l tăiem și să-l decorăm. E foarte greu să-l folosești. E foarte greu de curățat, e foarte greu să-l dai, să-l razi, dar trebuie să-l consumăm mult mai mult. Mai ales în perioada asta, te pregătește foarte bine pentru iarnă. Are foarte, foarte multe vitamine, foarte multe minerale. Te ajută să scade colesterolul, are foarte multe lucruri, te ajută pentru în lupta cu cancerul. Cel mai important lucru, care dacă le găsești la toate aproape legumele, sunt legate de psihicul tău. Știi, când treci de la vară în toamnă, deja psihicul tău intri așa în depresie și ne ajută foarte mult pentru depresie. Același lucru cu nucă. Tot se găsește acum în perioada asta nucă. Trebuie să consumăm și noi mai multă nucă. Ea ne ajută foarte mult pentru psihicul nostru. Să consumăm cătină. Și asta e un medicament, eu pot să zic, nu e doar un fruct, e un medicament, că e plină de vitamina C. Are vitamina C mai mult decât orice posibil. Orice portocală, orice din familia portocală, citice. Orice roșie, orice e cătină. E foarte, foarte bună. Doar că să nu folosești foarte mult, să-ți deschide pofta de mâncare. Cred că nu e bine. E bine pentru persoane care nu au poftă de mâncare sau copiii care n-au poftă de mâncare, preferabil să le dăm suc de cătină. E concentrat, are foarte multă vitamina C și se deschide poftă de mâncare. Și așa ne pregătim pentru sezonul de iarnă și cu toate virusul și toate nebuniile lui. Ideea că noi trebuie să ne gândim prin nutriție, nu e un medicament. Trebuie să te pregătești cu timp înainte. Asta este de fapt ce se întâmplă cu noi. Noi ne pregătim pentru sezonul de iarnă. Mâncăm ce găsim în piață, tot ce se găsește. Conopidă, iarăși, acum se găsește foarte mult conopidă. Ai mai zis varză, și asta e în toate felurile de varză. Mai găsim, e important că și vinete găsim. Roșiile, acum trebuie să consumăm foarte multe roșii. Au licopenul. Roșiile care le găsești acum sunt roșii naturale. Când găsim noi și roșii iarna, dar n-au niciun gust. Nu poți să compari o roșie care e acum crescută în pământ normal, pe soare, pe orice, cu unul care e crescut cu hormonii sau cu altceva. Sunt pline de licopen. Licopenul ne ajută foarte mult să rămâi mai tânără și mai frumoasă.
Aici ai atins un subiect sensibil, gata, mă duc la piață să-mi iau. Bine, nu mă duc. La noi în frigider există roșii în fiecare zi anului. Noi nu avem lipsă roșii în frigider. Never, ever, ever. Nu, dar e problema, roșiile diferă. Așa e. Și roșiile de acum deja nu se compară cu roșiile de iarnă. Roșiile de iarnă n-au aproape nimic, vitamine deja sau lecopene. Deja simt parfumul roșiei de grădină din perioada asta. Asta e important, să consumăm fructe și legume care sunt în piață acum. Asta e important. Mere, se găsește foarte multă mere. Gutuie. Acum e sezonul de gutui. Dar în general noi nu folosim același lucru. Nu-l folosim gutuie. Și gutuie are niște vitamine și antioxidanți. Are 26 de antioxidanți. Ea este un amestec între rodie, pere și mere. Deci are toate incluse în gutuie. Și noi nu prea folosim gutuie. Asta e problema. Că noi n-am stabilit pe niște lucruri. Mere, atât. Mă consumam din toate fructele astea, să consumăm mere. Să-mi zic că tine nu folosește nimeni aproape. Dovleacul cu același lucru. Deci trebuie să ne deschidem mai mult spre ce găsim în piață. Chiar să consumăm tot ce găsim în piață. Usturoiul. Usturoiul trebuie să ne pregătim de acum. Este un antibiotic natural. Decât să mergem să plătim bani, să luăm un antibiotic care îți face mult mai mult rău decât să îți face bine, avem un antibiotic natural care poți să-l folosești, să-l introduci în mâncare sau crud, sau o mâncare, te ajută foarte mult corpul nostru să ne pregătim pentru iarnă. Am înțeles că sunt oameni care consumă usturoiul și pe stomacul gol, înghit un cățel de usturoi și se zice că ar regla flora intestinală. Da, este. E adevărat? E adevărat. Să-l folosim, dar, Doamne, e foarte important când îl folosești să nu ai probleme cu stomacul. Mai altă problemă acumulată. E foarte important să știm lucrul ăsta. Te înțelege foarte bine cu mama. La noi în casă, să știi că se găsește toamna cătină cu miere, pune mama la macerat și ăla e desertul meu de dimineață. Eu așa mi-încep diminețile cu cătină cu miere. Și mama, când ne-a mutat la curte, a plantat copăcei, pom fructifer și fiecare ne-am ales câte unul dintre ei. Mama și-a ales gutuiul și ce crezi, anul acesta are foarte multe gutui. Deci la fix cât să se mai coacă puțin, să le băgăm la cuptor așa cu puțină scorțișoară și puțină miere, cum facem și dovleacul. Da, e foarte bun. Care sunt câteva alimente care ne ajută să întărim și sistemul imunitar în această perioadă? Pentru că eu știu că mama cumpără cătină exclusiv pentru întărirea sistemului cătină, imunitar. Cătină, dacă vorbim de o vedetă top, este cătină. Primul lucru care are foarte multă vitamina C și are altă complexă de vitamine care te ajută foarte mult pentru imunitate. Usturoiul te ajută foarte mult, are antibiotic și te imunizează împotriva orice virus, ori ceapă, același lucru. În orice e o vorbă, nu. Când te duci la o altă țară, primul lucru e să mănânci ceapa și usturoi. Te ajută să te reglezi corpul tău și să iei imunitatea din țara respectivă. E foarte important să consumi usturoiul și ceapa. Primul lucru când faci orice schimbare în viața ta. Te-ai dus din România în altă țară, primul lucru e să consumi ceapa și usturoi. Te ajută foarte mult, să ridică foarte multă imunitate și te lupți, deci te acomodezi mult mai repede. Știi ce am citit la un moment dat și mama tot insistă pe treaba asta? Că în momentul în care ești răcit, ar fi bine să tai pe jumătate o ceapă și să o pui lângă pat în timp ce dormi, astfel încât microbii din cameră să fie absorbiți de ceapa respectivă. De aia nu e bine când mergi să-ți faci o șaurma de toate să pui ceapă, pentru că a stat mult timp acolo și a avut timp să acumuleze microbii din aer. E adevărat sau este un mit? Nu știu ce zici? Zic dacă e adevărat sau e un mit. Poate să fie, în general nu are cum să fie adevărat 100%, dar are o sămânță de adevăr. Dar adevărat 100% nu o să acumuleze tot microbul, ceapa aia mică. Asta e ideea. Dar are o sămânță de adevăr, dar nu chiar, cum zici tu, așa de mare efectul o să aibă. Doar să o tai și să o consum, da. Apelăm și la legume verzi în această perioadă? Da. Care sunt vedetele sezonului? Acum ce se găsește cel mai mult, acum cred că e spanacul, se găsește spanacul verde. Acum, de fapt, găsești totul verde. Din pătrunjel mărar, salată. Oh, pătrunjel mărar în salată, fantastic. Astea sunt perfecte, tot așa. Au foarte multă vitamina C, calciu, care întărește imunitatea iarăși foarte, foarte mult. Și să le consumăm cât mai mult, cât mai mult. Deci, dacă poți să mănânci o salată la fiecare masă, să începi cu o salată și mai ales dacă e salată verde, ar fi perfect. Îți dau aminitate, fier. E ideea să te pregătești cât mai mult pentru perioada de iarnă. Și să ținem cont un lucru foarte important. Corpul nostru începe să se îngrașe iarna. Și să luăm foarte mare semnul întrebării. De ce se îngrașe corpul iarna?
noi când, acum mii de ani, oamenii nu aveau așa brăcăminte, nu aveau căldură cum avem noi. Și corpul își facea el rezerve de separat, ce înseamnă că pune mai un strat mare de grăsime sub piele, să te protejeze din frig. Și le dădea jos vară. Noi ce facem? Noi acumulăm stratul ăla de grăsime și îl dăm, uităm să-l mai dăm jos iarna. Vara, scuză-mă. Că noi depunem iara și trebuie să... Asta se numește piele de focă. Nu știu dacă ai mai auzit de expresia asta. Foarte deci un strat mare de grăsime care se protejează de frig. Dar noi nu mai ne trebuie, că noi ne îmbrăcăm, stăm în căldură, nu mai stăm în frig cum stăm înainte. Dar așa a învățat corpul nostru. Și avem mare grijă că întindem spre de îngrășare. Că stai și mai mult timp acasă, n-ai ce face. În loc să mănânci lucruri sănătoase, mănânci lucruri nesănătoase. Cartofi, iar un lucru important, oamenii mereu arată cu degetul spre cartofi. Cartofi nu sunt așa de răi dacă le consumăm bine și moderat. Dacă consum cartofi prăjiți, nu e sănătos. Dar dacă îl consum în coptor... Cartofi natur, cu usturoi și usturoi, cu pătrunjel deasupra sau da, cumărar. Sunt foarte, foarte sănătoase, dar nu consuma mult și consuma nu prăjite, nu chipsuri. Asta sunt, fac, duc în alta zone, cancer și alte probleme. Dar consumate cartofi normale, în cuptor, pirou de cartofi, este perfect. Cred că te înțelege foarte, foarte bine cu mama. Vorbeai de salată și mama își face o salată din două roșii și o legătură de pătrunjel și una de mărar. Și mănâncă la salata aia și e și sățioasă și ajunge și cred că are atât de multe vitamine și vitamina C și tot ce e exact nevoie corpului. Să știi, toată salata aia, cât de mare ar fi, ea nu cred că are 300 de calorii. Și care cred 300 de calorii le găsești într-un hamburger așa. Cel mai mic hamburger care există, care le găsești toate supermarketuri sau la fast food-uri, cel mai mic are mai mult de 300 de calorii, care poți să mănânci 3-4 lejer. Începe cumva și perioada ceaiurilor calde, pentru că mergem la o terasă, poate nu mai luăm cafea, luăm un ceai. În zona asta ce ne recomanzi? Ce ceai să alegem? Cel mai important, ceaiul care îl consumăm, după mine, să fie vărsat. Să nu fie plicuri. Că în plicuri nu știu ce este. Să fie aproape de natural. Nu există ceaiuri care, nu știu ce, a apărut a mii de ceaiuri. Ceaiul de moșețel, de sănătoare, de mentă, sunt ceaiuri naturale. Dar a apărut așa de multe ceaiuri care nu știu de unde vin, că n-are cum să iese ceai din planta respectivă. Și atunci aș prefera să fie varsate, să le vezi ce sunt. Uh-huh. Nu sunt foarte, foarte colorate, că sunt multe ceaiuri acum colorate. Încă nu pui plicul, să face roșu, să face albastru, să face nu știu ce culori și n-are de unde natural să fie așa ceva. Deci să mergem pe ceaiuri care le-ai găsit la bunica ta, la mama ta, înainte. Nu sunt ăia care le găsești acum în piață. Care le găsești în piață sunt multe coloranți, au gusturi și n-au legătură cu cei. Sunt mai mulți să fac rău decât bine. Dar, după mine, sănătoare, mușețel, mentă, ceai negru, tei. Astea care le știm cu toții sunt cele mai bune. Sunt convinsă că mama mea în acest moment sughite, pentru că mama mea a luat mentă și a uscat-o acasă și a luat și flori de tei și le-a uscat acasă și roiniță și are niște săculeți din pânză în care pune toate plantele. Uite, după ce s-au uscat. Astea sunt cele mai bune ceaiuri, astea pot să le consum liniștită. De asta am zis, alte ceaiuri care le găsim multe nebunii în piața acum, nu aș recomanda la nimeni să le consume. Povestește-mi puțin despre măceșe, că eu nu prea știu la ce sunt bune măceșele, pentru ce le folosim. Le punem la macerat, în ceva, cum le consumăm? Facem ceai din ele? Putem să facem ceai, putem să le consumăm așa, cum zici tu, praf. Ne ajută foarte mult pentru renic, ne ajută foarte mult pentru imunitate. E bine să o consumată în orice fel. Dar în ceai, eu zic că mai gustul mai plăcut, mai poți să le consumi mult mai bine. Dar te ajută foarte mult și pentru tot ce înseamnă intestine și să regenerează zona și flora intestinală. Mai putem să mai păstrăm gustul verii și să folosim și fructe de pădure în această perioadă? Știu că foarte mulți oameni își fac shake-uri cu fructe de pădure dimineața, cu diverse alte ingrediente. Da. Și acum oricum se găsesc cu fructele de pădure în mod natural. Nu sunt forțate, nu sunt din contră. Acum e sezonul lor. Deci putem să le consumăm foarte, foarte bine și nici n-au mult zahăr, să știi. Deci dacă consumăm fructe de pădure, e singura fructe care n-au zahăr deloc. Care noi, în general, e un regim care nu trebuie să consumăm zahăr deloc. Noi doar fructe de pădure și căpșuni poți să le folosești ca un fruct. Și au gust bun și... Și ne mai am timp și de vară cu ocazia asta. Da. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață. A fost o discuție foarte interesantă și iată câte ingrediente naturale ai enumerat
pe care le putem achiziționa în acest moment chiar de la piață, pentru că sunt proaspete și ne ajută să ne întărim și sistemul imunitar, să rămânem tineri și frumoși. Exact. Mulțumim și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Mulțumesc. Mai departe, am să vă invit să urmăriți câteva imagini dintr-un spectacol care se numește Preșul și care va avea loc pe data de 28 și 29 august la Teatrul Național. Vă invit să descifrați și un mic mister în această dimineață, pentru că o veți vedea pe următoarea mea invitată și vă las pe voi să ghiciți cine este. Eu m-am despărțit de Gelu pe motiv că el era contabil, dar nu de la vida suficient. Că în rest n-am ce să-i reproșez. Luțu știe, Doamne, mă iubea omul ăla ca dementul. Ha, îmi scria numele peste tot. Pe unde mă duceam era scris mare pe toate zidurile numele meu, uite așa, Gica. Și mai mărunțel așa pe garduri, Gica, 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 Gica. Gica, Doamne. Dar eu în spațiu n-aveam cum să-l iau, că locuiam cu celălalt fost soț al meu, Gog. Nu știu dacă ați ghicit, eu după voce mi-am dat seama, așa fizic, nu știu dacă o recunoșteam prea ușor, dacă nu puneam repede căștile să ascult, să-mi dau seama cine este. Este vorba despre actrița Monica Davidescu, ea este alături de mine în această dimineață. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine te-am găsit, bună dimineața le spun și spectatorilor tăi, telespectatorilor. Mă bucur tare mult că sunt în această dimineață aici cu tine și să știi că te-am urmărit mai devreme și te aplaud că vorbești așa de frumos despre mama ta. Îți mulțumesc tare mult. Am avut, să știi, săptămâna trecută un moment mai sensibil cu mama, în care i-am spus că o iubesc foarte mult și că e o femeie extraordinară și că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Bravo. Am simțit să spun asta, poate îndemn și pe cei de acasă să facă același lucru, să dea un telefon în cazul în care au această posibilitate și să spună ceea ce simt. Da, ar fi minunat să te asculte acum preadolescenții și adolescenții, care, bineînțeles, cu toții, nu este doar unul singur, cu toții trec prin acea criză în care trebuie să ne îndepărtăm puțin de părinți ca apoi să ne apropiem din nou. Dar e interesant. Cale, o salutăm și pe fiica ta. Dacă ne asculti, punem una pe telefon. Nu mai țin pe mami atât de mult. Cam în vreo 10-15 minute pot să o apelez. Da, stai liniștită, nu ne ascultă, ea este la mare. Wow, deci acum, da, super! Soțul meu are acolo un concert duminică și, bineînțeles, eu sunt la repetiții de reluare spectacol, așa cum ai arătat, și spectacole, iar ei au plecat la mare. Cum se desfășoară acțiunea în Preșul? Mi se pare un spectacol plin de culoare și de acțiune. Acum, Preșul lui Băieșu este o piesă de teatru destul de cunoscută. Bineînțeles, ea a făcut istorie în mai multe teatre în țară. Și iată, de 2 ani îl avem și noi la Teatrul Național, în regia lui Mircea Cornișteanu. Este un spectacol cu parfumul anilor de odinioară, dar în care este imposibil să nu regăsești civilizația din spatele blocului, din orice spate, de la orice spate de bloc, cum ar veni, și să găsești așa o mulțime de personaje pe care e imposibil să nu le fi întâlnit cumva în lumea în care trăiești la bloc. O să profit de ocazie și să-i dau credit colegului nostru, Bobby, regizor de montaj. Când vorbeau Asim despre Dovleac și despre semințele de Dovleac, Bobby a spus că merg foarte bine în spatele blocului. Deci, nu știu, da, voi aveți recuzită astfel de semințe sau hai să nu mergeți până acolo? Exact așa începe spectacolul, wow, nostru, cu o mulțime de mizerie și semințe, și vine femeia de serviciu și face curat dimineața și cântă cu voioșie și îi deranjează pe cei care încă mai vor să doarmă, care deschid geamul și spun mai mai cânta. Exact așa începe. Și bineînțeles că în spectacol se mănâncă semințe de floarea soarelui. De floarea soarelui. Da. Dar semințele alea de dovleac de care vorbea mai devreme invitatul tău sunt absolut minunate, puțin trase la cuptor și puse în supa de dovleac. Sunt fantastice! Foarte, da, interesant. Eu să știi că atunci când am plecat de acasă, de la mama în spatele blocului, mama m-a învățat să-mi fac un cornet. Și mi-a zis, măi, mamă, uite așa, cu foaia de hârtie îi faci aici un dopuleț la capăt. Și așa mă distram când ieșeam în spatele blocului. Bineînțeles că mâncam semințe, bineînțeles că m-a amenințat mama cu apendicita. Ți s-a întâmplat să fii amenințată cu apendicita în copilărie? Nu mai mâncat semințe când faci apendicită? Nu, pentru că în copilărie nu prea mâncam semințe, nu era la noi, la țară nu era chestia asta să mâncăm semințe de
Calea Soarelui sau de Dovleac. Da, e foarte adevărat că coceam dovlecii toamna și păstram semințele atât pentru a doua primăvară când le puneam în pământ, următoarea primăvară când le puneam în pământ, cât și pentru să le coceam în tavă și erau într-adevăr minunate și mâncam în general semințe de dovleac coapte. Dar în rest nu prea și da, n-aveam voie să mâncăm coj pentru că făceam apendicită, de altfel eu am și făcut-o pe la 20 de ani, așa că am trecut și peste. Mi se pare că ne-am dus așa ușor într-o zonă de nostalgie, da, vorbind despre acest spectacol. Cum e personajul tău? Mi se pare un personaj foarte viu, plin de culoare. Da, e un personaj colorat, e un personaj secundar al piesei, intră foarte puțin în partea a doua și într-adevăr colorează toată fauna asta din spatele blocului, ca să spun așa. Și e un personaj în căutarea fericirii, care s-a căsătorit prima dată, a doua oară și acum își caută fericirea a treia oară. Evident, ea caută fericirea întrebând, tu cât ai neto, dar apartament ai? E un personaj colorat, într-adevăr, și care își schimbă culoarea părului în funcție de bugetul noului prieten. E un personaj colorat. Și atât. Vorbeam ultima oară când ne-am întâlnit aici la matinal despre regulile de acces în sălile de spectacol. Între timp, ce s-a mai întâmplat? Pentru că eu cred că ne-am tot vaccinat și că e mai bine. Noi am avut o lună de concediu, noi cu toții la Teatrul Național. În această săptămână ne-am reluat activitatea în plin la toate sălile, nu doar la sala studio unde se joacă Preșul, unde și unde, repet, alături de colegii mei, mai ales că s-a făcut și o înlocuire în spectacol. A intrat Dorin Andone în locul lui Alexandru Bindea, pe care îl vedem acolo în imagine. Și am repetat cu bucurie, ne-am revăzut după această perioadă de vacanță. Noi jucăm pe 28 și 29, dar și la celelalte săli ale Teatrului Național s-au reluat spectacolele în plin. Se joacă în continuare și pe Teatrul Național, în sala Amfiteatru, în aer liber, câtă vreme încă timpul este frumos și ni se permite. Și, într-adevăr, accesul în sălile de spectacole, să zicem că a devenit mai ușor, nu se cere, mulți întreabă dacă se cere vaccin sau ca să vii la teatru. Nu, poți să fii vaccinat sau nevaccinat, dar se poartă mască. Masca este obligatorie, dezinfectarea mâinilor la intrare este obligatorie. Teoretic, capacitatea a rămas undeva 70-75%, pentru că se păstrează, dacă tu vii cu un grup de 6 persoane, da, voi vă cunoașteți, vă dăm locuri apropiate, 6 persoane, dar se ține cont ca următoarele două locuri, cele care vă secondează cumva stânga-dreapta, să fie libere. Și atunci n-aș putea spune că e capacitate 100%, dar spectatorii pot intra și se pot bucura să stea împreună cumva, grupurile. Vorbeai de vacanță. Cum a fost vacanța ta? Simt așa un aer de Grecia. Simt bine sau? Nu. Litoral? Simți? Nici. Nici? Nu. Simți un aer de România. Wow. Am avut trei zile, am fost un weekend într-adevăr la Roma, într-o vizită programată la Vatican. Și m-am bucurat pentru că n-am mai stat la cozi imense. A fost mult mai puțină lume. Într-adevăr, toți oamenii de acolo spuneau că fluxul turiștilor a scăzut undeva la 30% și am reușit să vedem pendelete Vaticanul. Am făcut în ziua aceea vreo 10 km și prin grădinile Vaticanului și prin întregul muzeu și ne-am bucurat. După care am făcut, cred că, vreo 3 săptămâni România. Și n-aș putea spune că am făcut-o cumva, că ne-am programat o excursie aici și acolo, ci că s-au adunat evenimente lăsate în urmă de anul trecut, în familie și în familia extinsă de prieteni, și am fost cu ocazia unei zile de naștere sau a unui moț, o nuntă, o cununie civilă, toate în aer liber, majoritatea la munte. Și bineînțeles că la munte am suferit de frig, pentru că în aer liber, știi cum e, ziua e minunat, dar după ora 9 seara, degeaba ai venit dumneata în rochiță, că trebuie să-ți pui șuba pe tine.
Dar a fost minunat, ne-am distrat, a fost frumos și am văzut că avem o țară foarte frumoasă, cu locuri minunate și că merită într-adevăr să ne facem vacanțele la noi în țară și să cheltuim banii pe care îi ducem în altă parte la noi în țară. De multe ori am zis chestia asta. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație în dimineața asta, personajul tău, unde ar vrea să călătorească? Personajul meu? Îți spun cinstit, personajul meu ar vrea să aibă, așa cum spune și textul, să aibă un chioșc de aluminiu unde să-și vândă diverse chestii și să aibă apartament. Acolo ar vrea să călătorească, între apartament și chioșc de aluminiu. Dar sunt convinsă că dacă ar rămâne așa deschisă portița imaginației, sunt convinsă că personajul meu și-ar dori să plece din țară. Bineînțeles, pe banii iubitului. Eventual la Paris. Eventual, nu știu sigur dacă are ea haine de Paris, dar... Tocmai trebuie să meargă să-i cumpere iubitul de la Paris niște haine. Probabil. Da. Mi se pare foarte interesant acest spectacol și cred că cei care vor accepta această invitație se vor bucura de minute în șir, de râs și de voie bună și vor pleca cu o energie fantastică de la spectacolul Spectacolul vostru. În general a fost sold out și mă bucur că și de data aceasta este sold out. Oamenii, spectatorii primesc cu bucurie acest spectacol și sper ca și de acum înainte să vină. De altfel, mi-am reluat și celelalte spectacole, o să începem să facem repetiții și la premiera despre care am vorbit aici la tine, Incognito, o premieră pe care am scos-o destul de greu, între două restricții, am avut primul spectacol, apoi ne-au închis, apoi am stat acasă, apoi iarăși am reluat și în sfârșit am avut și premiera oficială, o să reluăm și acest spectacol foarte nou. S-au reluat și celelalte spectacole ale Teatrului Național și mai am acolo, sper din tot sufletul să reluăm și spectacolele foarte mari, respectiv Livada de Vișini și Regele Lir. Reluăm Bârfe, Zvonuri și Minciuni și spun doar spectacolele în care joc eu, pentru că oricum se reiau și toate celelalte, și reiau și spectacolele companiei Concordia în care joc, de care de altfel ți-am și povestit când am mai venit aici, Eu te cred, dar tu mă minți și Divorțul anului, și bineînțeles lucrăm la un al treilea spectacol acolo. Pe final aș vrea să te întreb dacă te încearcă emoții în privința acestui val 4, pentru că tocmai ai menționat că ați fost închiși, deschiși. Da, din punctul ăsta știu de vedere, ești foarte bine da. Ancorată în această lume a spectacolului și că afli foarte repede lucruri. Umblă zvonuri în această privință printre voi? Sau sunt doar teme? Eu nu vreau să dau niciodată importanță zvonisticii. Prefer să iau lucrurile reale și prezente așa cum sunt ele, așa că aștept ca lucrurile să se întâmple și trăiesc ziua, clipa de față. Nu știu, sunt îngrijorată, îmi este teamă să nu ne închidă din nou, să ne oprească din nou tot elanul. Sper din tot sufletul să se păstreze, chiar dacă se reduce capacitatea intrării spectatorilor în sală, să se păstreze teatrele deschise, pentru că la teatru, în general, spectatorii sunt foarte cuminți, vin să evadeze din realitate, să evadeze într-o altă lume. În general, vin spălați pe mâini, se dezinfectează, poartă masca. N-am avut astfel de probleme cu cineva care să zică, da, eu nu vreau să port mască sau ceva. Sunt spectatori foarte civilizați și vin pur și simplu să evadeze din lumea în care trăiesc și sper din tot sufletul să nu ne închidă. Iar în ceea ce privește îngrijorarea cea mai mare este cea cu copiii la școală. Pentru că eu cred că acest an și jumătate a fost un an, a fost foarte greu pentru copii și că au pierdut mult. Ei au nevoie de socializare, au nevoie să învețe față în față cu profesorul, au nevoie de profesori foarte ancorați, care să le dea informație scurtă, precisă, pe care să o poată reține, informație care să-i ajute mai departe în viață, pentru că altfel pe online li se spune căutați, găsiți, vedeți și ei le lasă. S-a închis laptopul, s-a închis și informația. Și am senzația că totul rămâne cumva acolo, iar în mintea lor nu mai rămâne nimic. Și copiii au nevoie să meargă la școală. Sper din tot sufletul ca acest val 4 să fie mic, să se îmbolnăvească cât mai puțin oameni și să rămână școlile deschise. Să știi că și eu aleg să dau deznădejdea pe speranță și vreau să mă înarmez cu această dorință de a crede
că lucrurile vor fi bune și cumva se confirmă, pentru că noi am început săptămâna vorbind despre educație cu Radu Sechei, secretar de stat în Ministerul Educației, care ne-a spus că 80% copiii vor merge fizic anul acesta la școli, deci tot răul spre bine. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi, mult succes la spectacolul Preșul și să ai sala plină atât cât permite capacitatea. Mulțumim. Vă așteptăm, dragi prieteni, la spectacole, pentru că, așa cum am spus, evadați într-o altă lume și vă bucurați sufletul. Evadați într-o altă lume și să știți că uneori este bine să vă și reîntoarceți, așa cum o fac balenele albastre care s-au reîntors acasă după 40 de ani. Cele mai mari mamifere din lume au revenit în largul coastelor spaniole ale Oceanului Atlantic, de unde au plecat din cauza vânării excesive. Cercetătorii consideră că schimbările climatice au determinat întoarcerea acestora. După o absență de peste 4 decenii, balenele albastre au revenit în largul coastelor spaniole ale Atlanticului. Prima balenă a fost zărită încă din anul 2017, iar în urmă cu mai bine de o săptămână, un alt exemplar a fost surprins de către cercetători în zona insulelor Seyes. Es el animal más grande del mundo que nunca existió, entonces es especial poder verla aquí. Entonces es muy impresionante verlo de cerca. Sabemos que vienen aquí a alimentarse y se alimentan debajo del agua, entonces por eso es importante monitorear sus buceos. Motivul care a determinat balenele albastre să părăsească această zonă a fost vânatul excesiv. Oamenii de știință nu au stabilit încă dacă criza climatică a determinat fenomenul de revenire al balenelor, însă iau în calcul această posibilitate. Îmi plac foarte, foarte mult balenele și delfinii și rechinii și toate mamiferele acvatice și mai avem câteva animăluțe printre noi în această dimineață, berbec, taur și altele pe care le așteptăm cu drag pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec. Este posibil ca astăzi să discuți cu partenerii de afaceri despre posibilitatea preluării unui proiect foarte important, la care vei lucra alături de o echipă întreagă de oameni. Ai încredere în tine, deoarece ești cel mai potrivit om din companie pentru a face asta. Taur. Îndrăznești mai mult decât de obicei în proiectele profesionale, lucru care te face să ieși din zona de confort și chiar să începi proiecte noi la care până acum doar te gândeai. Oamenii din jurul tău îți oferă tot sprijinul de care ai nevoie în această perioadă. Gemeni. Este posibil ca astăzi să primești o ofertă de colaborare foarte frumoasă care îți va pune zâmbetul pe buze și îți va aduce multă vizibilitate în domeniul în care activezi. Acceptă această provocare și ai încredere în tine, deoarece ești pe drumul cel bun. Rac. Vineri te confrunți cu câteva probleme pe plan profesional, nu acorzi atenția cuvenită detaliilor și reușești să faci câteva greșeli majore care îți pot da peste cap toate planurile. Din fericire, un coleg de echipă îți vine în ajutor și reușiți să rezolvați această situație într-un timp record. Leu, astăzi ești nevoit să te ocupi de o problemă la locul de muncă. Există posibilitatea să intervii într-un conflict între doi colegi de echipă care par să aibă ceva de împărțit cu privire la sarcinile oferite de superiori. Dacă rămâi calm, reușești să aplanezi situația și să vă continuați treburile. Fecioară, rezultatele pe care le ai pe plan profesional sunt foarte mulțumitoare pentru superiori, motiv pentru care te pot recompensa cu un bonus frumos sau chiar și cu o mărire de salariu. Spre seară este posibil să participi la un eveniment organizat de o persoană foarte dragă. Balanță. Ziua de astăzi este dedicată în întregime vieții profesionale, unde ai posibilitatea de a te ocupa de câteva proiecte importante. De asemenea, discuțiile pe care le porți cu oamenii cu care interacționezi se pot transforma în adevărate lecții de viață pentru tine. Seara este una liniștită. Scorpion, astăzi te confrunți cu câteva probleme la locul de muncă. Deși încerci, singur nu reușești să te ocupi de tot ce îți propui. Din fericire, colegii de echipă îți vin în ajutor și împreună puteți găsi soluții eficiente care te vor ajuta să rezolvi această situație neplăcută. Seara vine cu o surpriză super! Săgetător, astăzi trebuie să știi cum să comunici cu oamenii din jurul tău. Ți este greu să ai parte de înțelegerea reciprocă în viața profesională. Fiecare coleg începe urmărirea intereselor strict personale, motiv pentru care pot exista câteva conflicte destul de urâte. Capricorn, în prima parte a zilei îți va fi destul de dificil să ai parte de înțelegere în relația cu partenerul de cuplu. Discuțiile nu decurg așa cum îți dorești și este aproape imposibil să-ți păstrezi calmul. Astrele te sfătuiesc să ai răbdare și să încerci să faci compromisuri astfel încât lucrurile să revină la normal. Vărsător. Este posibil ca astăzi să primești o ofertă de colaborare din partea unei persoane dragi, membru al familiei sau prieten foarte apropiat. Înainte de a accepta această propunere, asigură-te că discuți și cu partenerul de cuplu. Vor exista momente în care vei fi nevoit să faci compromisuri majore.
Pești. Nu reușești să comunici așa cum trebuie cu oamenii din jurul tău. De aceea, astrele îți recomandă să amâni ședințele și întâlnirile profesionale pentru o altă zi. De asemenea, ocupă-ți timpul cu sarcinile obișnuite, care nu au nevoie de foarte multă atenție. Întâmplările de pe planul sentimental te-au dat peste cap și ți este greu să te concentrezi. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cutica.ro și v-am spus înainte de a lua scurta pauză de publicitate că vă voi prezenta mai multe spectacole la care puteți să participați. De data aceasta facem și o mini excursie prin țară și aflăm mai multe despre Festivalul European al Spectacolului, Festival al Dramaturgiei Românești la Teatrul Național Timișoara. El are loc între data de 28 august și 5 septembrie și avem alături de noi în această dimineață pe Ada Lupu Hausvater, managerul Teatrului Național Timișoara, care îi spun pe această cale bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să ne auzim și aș vrea să vă felicit pe voi, pe întreaga echipă, pentru faptul că, iată, anul acesta aniversați cea de-a 26-a ediție a acestui proiect. Felicitări din suflet! Mulțumim foarte mult! Aș vrea să mai menționez un lucru. Festivalul Dramaturgiei Românești are peste 40 de ani. Este înființat în 1980, iar Festival care este adăugat FDR-ului este înființat în 2010. Deci avem o lungă experiență, o lungă tradiție. Din 2010, Festivalul Român al Spectacolului a venit ca o formulă de a panorama cât mai bine fenomenul dramaturgiei românești, care înseamnă de fapt imaginea unei societăți, care înseamnă de fapt cine suntem noi astăzi. Se scrie astăzi, așa cum noi ca societate suntem astăzi, așa cum noi ca societate ne dorim să devenim. Deci e foarte important să știm cum ne dorim să devenim în această mare, mare lume, nu numai europeană, ci de-a dreptul internațional, să zic așa, transatlantică. Dacă ne-am poziționat puțin în această zonă a geografiei, aș vrea să întreb ce reprezintă acest mare festival pentru orașul Timișoara? Pentru orașul Timișoara reprezintă o emblemă. Este unul din punctele de referință ale orașului, deoarece Timișoara este o capitală, după cum bine știm, a reprezentat o capitală la vreme cu mulți ani în urmă și în același timp reprezintă viitoarea capitală europeană a culturii. În 2023 Timișoara va fi capitală europeană. Festivalul Dramaturgiei Românești înseamnă un punct de referință esențial, cred, pentru ce înseamnă valorile românești în această regiune. Și nu e întâmplător faptul că este organizat de Teatrul Național din Timișoara. Sunt câteva teatre naționale, cum bine știm. Și eu, în calitatea mea de director al Teatrului Național, îmi doresc foarte mult să înțeleg și să fie evident pentru Timișoara și pentru România importanța Teatrului Național și importanța culturii naționale. Aș vrea să menționez un lucru. Limba, cultura, educația, literatura. Cine suntem noi înseamnă educație. Cine suntem noi înseamnă cultură. Și acest pașaport național, care ne definește, înseamnă identitate, este foarte important. Așadar, cultura, educația, teatrul sunt fundamentale. Accesul la cultură în această perioadă a suferit câteva modificări de formă și aș vrea să întreb, în cadrul acestor evenimente, voi cum gestionați situația? Care sunt normele care se aplică pentru a reuși să înlesniți acest acces la multele spectacole pe care le propuneți? Se va juca în cele trei spații ale Teatrului Național. Accesul va fi conform regulilor, numai cu mască, toți spectatorii vor purta mască, se va juca în capacitate de 70%. Mă bucur foarte mult că publicul este dornic să vină la spectacole și sălile se apropie de plin, ceea ce este minunat. Deci vom respecta integral regulile, jucând cu 70%, va fi toată lumea cu mască. Oricum, după cum bine știți, în interior se poartă absolut peste tot mască. Deci totul este ok. Nu avem spectacole outdoor. Ne-am concentrat foarte mult după perioada de pandemie pe ideea de revenire în sălile de spectacol, deoarece toți ne dorim, nu numai noi cei care facem spectacole de teatru, dar și spectatorii, ne redorim această întâlnire care se întâmplă în sala de teatru, nu într-un fenomen public de spectacol de stradă sau care
cumva a obosit, cred. Cred că noi, sau cel puțin publicul din sintezele noastre locale, sunt foarte interesat de întoarcerea în sala de teatru, la relația cu actorul, la relația cu creatorul direct. Ada, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră în această dimineață. De asemenea, invităm pe cei de acasă să viziteze programul de spectacole pe care le propuneți în aceste zile de mare sărbătoare pentru voi și pentru orașul Timișoara. Mult succes pe mai departe și fie ca eleganța pe care vă doriți de la acest eveniment să se întâmple exact așa cum aveți voi nevoie și exact așa cum o simțiți. Mulțumim! Mulțumim! Așa să fie! Doamne ajută, mulțumim tare mult! Noi vă mai propunem ceva în această dimineață. Cu asta vrem să încheiem emisiunea, pentru că am vorbit despre nostalgie, despre reîntoarcerea la copilărie, dar în copilărie ne mai și speriam din când în când și avem un eveniment foarte interesant pe care vrem să vi-l prezentăm, Creepy Animation Night. Bineînțeles că ne revedem cu prietenul nostru, Mihai Mitrică, directorul festivalului. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Tu ai fost în vacanță. Am fost în vacanță. Unde ai fost în vacanță? Puțin la mare. Puțin mai mult. Nu știu, poate te bronzezi tu mai repede și eu am fost puțin la mare, dar la mine nu se vede mai deloc. Am curiozitatea aceasta, tu mergi la mare și chiar te desprinzi de animații? Chiar reușești să iei o pauză? Din păcate nu încerc de fiecare dată, din păcate anul ăsta nu am reușit să mă desprind, așa că am stat cu mail-ul, cu laptop-ul, cu hard disk-ul, cu filme lângă mine. Vreau să-mi povestești puțin despre Creepy Animation Night. Cu acest eveniment, care e intenția Creepy lui? Creepy Animation Night a început acum în 2008, acum 13 ani, ediția cu numărul 13, dar se va întâmpla în timpul festivalului, care va avea loc între 8 și 17 octombrie. Ce se întâmplă weekendul acesta în București este un fel de warm-up la festival. Cum spunea doamna Monica Davidescu mai devreme, aceste proiecții au rolul de a face oamenii să iasă din casă, să se delecteze, să intre într-o altă lume. În cazul nostru, în lumea animației, în cazul Creepy Animation Night, în lumea animației horror. Ceea ce cumva vine să confirme și noi întărim acest lucru, că animația nu este doar pentru copii. Ai menționat o cifră importantă, 13 ani de la primul fenomen, Creepy Animation Night. Creepy Animation Night cu 13, nu știu exact cum merge, dar o să vedeți voi. Până atunci, Formapul, am înțeles că mai are o cifră importantă, 47, nu-i așa, de scurt metraje care sosesc din întreaga lume. Da, este 47, este cifra scurtmetrajului aflate în competiția principală a festivalului Animest. Am primit peste 1800 de filme, pe care trebuie să le vedem pe toate, nu numai eu și colegii mei. Și am primit filme de peste tot. Am primit filme din Arabia Saudită, un film care chiar a intrat în competiție, am primit filme din Madagascar, din Cuba, din niște țări care nu te-ai gândit totuși că există această industrie cumva animației, dar există peste tot. Mi se pare fascinant și sunt curioasă cum navighezi printre toate aceste producții pe care le primești. Pentru că, iată, peste 1500, voi le împărțiți între voi, dar cum te lasă sufletul să ratezi din ele? Căci sunt convinsă că fiecare lucrați împreună, vedeți câte ceva, selectați, le puneți împreună, da, dar rămân niște aspecte pe care tu nu le-ai văzut. Le vezi și dar pe am acelea? Am încredere în colegi. Se fac shortlist-uri. Și atunci, din, să zicem, la competiția de filme făcute de studenți, din 800 rămân pe un shortlist 200, pe care le vedem împreună. Și atunci facem cumva selecție comună din acestea, rămân 30 în competiție. Cum e viața ta? Sunt curioasă. La aceste 200 de scurtmetraje care rămân în competiția finală internă pe care o aveți voi, nu știu, vă întâlniți cu popcorn, discutați, cum decurg lucrurile? Nu? Sigur, în ultimii, anul trecut și anul ăsta au fost mai special, dar în general, da, ne întâlnim, le vedem pe un ecran mare, în studio și le discutăm. Timpul nu ne permite să stăm la debate-uri de, nu știu, zile întregi, dar se întâmplă chestia asta. Și e mereu o plăcere să ascult și
părerile celorlalți despre filme respective. Plus că sunt oamenii cu care lucrăm la festival, sunt oameni din domeniul artistic, așa că fiecare are simțurile dezvoltate în ceea ce privește filmul, animația. Cum aplanați conflictele? Că își bănuiesc că se întâmplă tu să vrei un anumit film, altcineva să nu vrea. Se negociază. În orice domeniu se negociază. Uite, mai am jumătate de pungă de popcorn, ți-o dau ție dacă reușim să-l punem pe ăsta pe listă. Da, de obicei, uite, îl punem pe ăsta că îmi place mie foarte mult. Și atunci persoana cealaltă zice, bine, dacă îl punem pe ăla sunt de acord, dar îl punem și pe ăsta, că mie îmi place ăsta. Și fiecare ține, e ca într-un juriu, de fapt. Ca într-un juriu de... nu numai de festival de film, într-un juriu în care se negociază câștigătorii. Eu am auzit ceva și de un Oscar. Și aici aș vrea să-mi povestești tu mai multe ce-i cu această referință la Oscar. Din 2017, Animest a intrat pe lista festivalurilor care propun câștigătorul pe lista lungă de premii Oscar, vorbind doar de scurtmetraj. Asta înseamnă că trofeul Animest, filmul câștigător, nu mai trebuie să se înscrie, nu mai trebuie să parcurgă acei pași premergători selecției pentru premiile Oscar. Repet, e o listă lungă, să zicem că sunt din toată lumea 40 de filme. Din alea 40 rămân clasicele 5, ca la orice competiție din cadrul premiilor Oscar. Mi se pare o realizare importantă pentru echipa voastră, faptul că aveți frâiele unei asemenea nominalizări. Aveți și o limită de vârstă pentru aceste evenimente, pentru Creepy Animation Night și pentru warm-up? Sigur. Sunt în general recomandat oamenilor peste 18 ani. Nu că s-ar întâmpla ceva, e doar film de animație. Doar că subiectele tratate în filme și diversele scene sunt unele mai violente, unele mai macabre. De asta se și numește Creepy Animation Night. Însă Creepy Animation Night nu înseamnă doar filme horror. Sunt filme mai ciudate, care abordează tot felul de subiecte la care nu te-ai fi gândit. Ai desprins din scurtmetrajele pe care le-ai urmărit anumite teme predilecte, comune mai multor producători de animații din țări diferite? În general, anul trecut și-a pus amprenta asupra tuturor realizatorilor. Cred că și în teatru și în filmul de ficțiune s-a întâmplat acest lucru. Anxietatea, toată această perioadă în care oamenii nu s-au văzut între ei doar prin intermediul computerelor și se reflectă în filmele respective. Ai emoții pentru aceste evenimente? Uite, vorbeam mai devreme cu Eduard Chiereji, purtător de cuvânt al Untold, și ne povestea de logistica lor și mi se pare o presiune imensă pe care o porți pe umeri ca organizator. Este, în cazul lor, e presiunea mult mai mare, nu numai că numărul de spectatori e mult mai mare, însă e o desfășurare de forță impresionantă. Noi avem noroc, totuși, că cumva filmele, mediul, este safe într-un cinematograf. Știm exact unde o să facem, știm când, știm perioada. În principiu, nu ar trebui să fie chestii neprevăzute. Bineînțeles că toate proiecțiile se vor întâmpla cu respectarea tuturor normelor și din ce sper, la fel am tras cu urechea la conversația de mai devreme, ca și în cazul teatrelor, să nu revină închiderea totală a cinematografelor. Și din ce am mai vorbit cu unii alții, nu cred că se va mai repeta închiderea totală, dar posibil, din nou, restricții, iar 50%. Am mai furat și eu puțin din conversațiile anterioare și Monica Davidescu a spus că ea trăiește clipa și asta ar trebui să facem așa și este. Noi. Iată că vine și weekendul, să fim fericiți, să ne bucurăm, să și ne de bucurăm teatru, de și acest format. Și de aer liber și de tot ce ne oferă clipa de acum. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Eu cu mulțumesc succes mult și felicitări. Vă aștept la proiecții, mai ales că vor fi în aer liber, se poate consuma popcorn. Aici m-ai prins la popcorn. Îți mulțumesc tare mult și este parte de un weekend reușit. Mulțumim.
asemenea le urez și celor de acasă, de la care mi-au la revedere acum, pentru că iată, săptămâna a ajuns la final. Am reușit împreună să mai parcurgem încă o săptămână de infotainment. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Sper că ați primit suficient de multe sugestii, astfel încât să știți ce aveți în plan în acest weekend. Mulțumesc pe această cale și Starshiners pentru ținuta de astăzi. M-am simțit așa, cel puțin tropicală, și am făcut și o glumiță la început cu colegii mei. Evident că mă iubesc și evident că mă lasă să vă trimit în weekend cu vibe-ul potrivit și, bineînțeles, să pregătesc energia pentru momentul în care vă întâlniți cu frății. La frății află tot. Să aveți o zi fantastică și să nu dormiți ca leul din pădure. Și pe această cale vă spun, mâine nu ne mai vedem, dar de luni vă aștept de la 9 fix aici la matinal să împărtășim împreună acest vibe bun și această energie frumoasă. Pupici tuturor, weekend fantastic!